la ora 10 vor fi aici sindicaliștii din penitenciare, se vor întâlni cu ministrul Justiției Tudorel Toader. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de faptul că ministrul Justiției nu le-a plătit orele suplimentare. Susțin ei că au peste 1 milion de ore suplimentare neplătite. De asemenea, susțin sindicaliștii din penitenciare că au un deficit de personal de 40%. Prin urmare, vor să se facă angajări. De cealaltă parte, ministrul Justiției Tudorel Toader a scris în această dimineață pe Facebook, a spus că lucrează la angajarea încă 1000 de agenți de penitenciare. De asemenea, vorbea el de suplimentarea schemei de personal cu alte 1700 de angajați și spune Tudorel Toader că de la 1 octombrie 2017 a majorat cu 10% salariile gardienilor din penitenciare. Și trebuie spus, Andra, că aceste negocieri și aceste amenințări cu proteste ale sindicaliștilor din penitenciare vin pe fondul scandalului de la spitalul penitenciar Rahova, unde știm cu toții că ieri au fost arestați 4 gardieni, iar alți 4 au fost puși în arest la domiciliu, pentru că în ultimii 3 ani ar fi bătut și chiar torturat 4 deținuți. Acestea sunt așadar discuțiile care vor avea loc aici la sediul Ministerului Justiției între ministrul Tudorel Toader și sindicaliștii din penitenciare. În primul rând, aș vrea să precizez că domnul ministru s-a trezit astăzi la ora 6, a scris pe Facebook o grămadă de lucruri pe care le-ar fi făcut pentru sistemul penitenciar. La 8.30 ne-a sunat și ne-a invitat la o întâlnire care va avea loc la ora 10. În ceea ce privește subiectele pe care le vom aborda, sunt cele legate, în principal cele legate de condiții de lucru, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Sunt subiecte legate de deficitul de personal, pentru că acolo situația este chiar destul de gravă, și legat de promisiunea de a plăti acele ore suplimentare nerecuperate. În ceea ce privește legislația salarizării și pensionării, am formulat o serie de observații tehnice pe lege, care nu țin neapărat de mărirea salariilor, cât de corectarea unor posibile erori. Vom cere Ministrului Justiției să ne faciliteze o întâlnire cu primul ministru, urmând să încercăm să rezolvăm această problemă la nivel de legislație. Concret, despre ce corecturi, ce erori sunt și cum pot fi ele corectate? Concret este vorba despre prevederi legale, a căror aplicare nu este clar. Spre exemplu, nu este clar cum se aplică majorările pentru lucru în condiții grele, nu este clar cum se aplică prevederile legale legate de lucru sunt zilele de sărbătoare legală și de sâmbătă și duminică și lucruri de genul ăsta. Revoluția fiscală vă afectează? La acest moment sunt posibile ceva probleme pentru debutanți și avem destul de mulți debutanți, având în vedere că anul trecut au fost încadrați aproape 1700 de debutanți, pe fondul faptului că un angajat din 4 a părăsit sistemul penitenciar. În ce sens probleme au primit furi mai mici? Probleme legate în general de condiții de lucru. Știe toată lumea că angajații în sistemul penitenciar părăsesc sistemul, unul, datorită condițiilor efective în care își desfășoară activității, lipsei de dotări, faptului că nu există o protecție reală împotriva agresiunilor deținuților. Am spus la un moment dat că numai anul trecut au fost 78 de agresiuni împotriva personalului care au ajuns în fața unui procuror cu sesizări pentru ultraj. Sunt probleme de acest gen, iar acest domeniu de activitate nu mai este atractiv pentru personal. Ministerul Justiției va cumpăra camere de corb pentru gardienii care intră în contact direct cu deținuții. Măsura vine după scandalul de la spitalul penitenciar Rahova, în care 8 gardieni au fost arestați sau plasați în arest la domiciliu pentru că ar fi bătut și torturat deținuții. Potrivit sindicaliștilor din penitenciare, este nevoie de 1000 de astfel de camere de luat vederi. Camerele îi vor descuraja pe deținuții sau gardienii agresivi, a explicat liderul sindical Sorin Dumitrașcu. Sindicaliștii din penitenciare s-au întâlnit cu ministrul Justiției pentru a negocia plata orelor suplimentare și angajarea de noi gardieni în sistemul penitenciar. Concluzia ați ajuns? A fost o discuție relaxată, amicală. Domnul ministru s-a străduit din răsputeri să nu își asume anumite termene pentru ceea ce am stabilit. În cele din urmă, la finalul discuției, am reușit să identificăm și termene pentru soluții la problemele discutate. Pe scurt, în ceea ce privește chestiunea condițiilor de lucru, am stabilit ca luna viitoare
să începem lucrul la acele standarde pentru condițiile de lucru în penitenciar și la planul multianual de investiții. Am stabilit de asemenea că săptămâna viitoare Ministrul Justiției reia discuțiile în legătură cu memorandumul referitor la scoaterea la concurs a posturilor vacante în penitenciare. Între timp au mai apărut și alte posturi care pot fi scoase la concurs. Am stabilit de asemenea că Ministrul Justiției va discuta tot săptămâna viitoare când se întoarce din Japonia cu Ministrul Finanțelor în legătură cu acea ordonanță. Da, pleacă în Japonia. În legătură cu acea ordonanță, se pricepe cel mai bine la călătorii, domnul ministru, și asta apreciem. Și pe ce în Japonia v-a spus? Nu ne-a spus, probabil că sunt interese juridice superioare ale statului român în Japonia. Malaysia. Reprezentanții Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, nemulțumiți de Ministrul Justiției. Aceștia au mers vineri dimineața la minister cu aceleași revendicări privind în special condițiile de lucru din penitenciare. Liderul sindical Solin Dumitrașcu a criticat modul în care Ministrul Justiției a gestionat până acum situația angajaților din penitenciare și a spus că nu și-a respectat promisiunile și a pus ceva pe o listă ca să pară că sunt niște lucruri pe care le-a făcut. Sindicaliștii solicită un nou statut al personalului din penitenciare, plata orelor suplimentare și condiții mai bune de lucru. Aceștia spun că, deși Ministrul Justiției Tudorel Toader a promis întâlniri în fiecare lună cu sindicatele, acest lucru nu s-a întâmplat, iar în ultima perioadă nici nu le-a mai răspuns solicitărilor. Referitor la suplimentarea posturilor, liderul FSANP, Sorin Dumitrașcu, a precizat că este doar pe hârtie, iar majorarea de 10% a salariilor a fost obținută doar în urma unor presiuni. El a mai declarat că ar trebui să fie 20.041 de angajați în penitenciare, însă numărul lor abia depășește 12.000 în condițiile în care sunt peste 23.000 de deținuți. Ministrul Justiției Tudorel Toader a enumerat pe Facebook vineri dimineața măsurile luate pe parcursul anului trecut pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, în care vorbește despre ceea ce s-a făcut pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție, dar și despre măsurile luate pentru îmbunătățirea condițiilor pentru angajați.